Vă mulțumesc mult, domnule secretar general. Sigur că da, în primul rând vreau să vă salut, în al doilea rând vreau să vă mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că, în primul rând ieri și în al doilea rând astăzi, sunteți prezenți într-un număr atât de mare la ceea ce se dorește a fi un organism, o articulație dintre cele mai importante ale Partidului Național Liberal. Cred că sunt în asentimentul tuturor când voi spune că Partidul Național Liberal are o fundație foarte serioasă. Iar această fundație, acest piedestal, sunt aleșii noștri locali. Aleșii noștri locali pe care fiecare dintre noi ne bazăm atunci când dorim performanță și rezultate, atât în Parlament, dar cu precădere în Guvern. Acest regulament are ca bază de pornire calitatea de membru al Ligii Aleșilor Locali. Cu alte cuvinte, de drept este membru al Ligii cel care a dobândit demnitatea de ales local al administrației publice. De principiu, mandatul de 4 ani coincide și cu calitatea de membru al Ligii Aleșilor Locali, tot pe o perioadă de 4 ani. De cel mult 4 ani, cum bine mi-a atras atenția ieri în Consiliul Național domnul profesor de la Iași. În primul rând, încercăm să structurăm această ligă pe 2 nivele. La nivel național și la nivel județean. La nivel național și județean, Liga Aleșilor Locali se află în raport de subordonare față de organismele corespunzătoare, național și județean, ale Partidului Național Liberal. La nivel de filială județeană, Liga Aleșilor Locali va avea un comitet de coordonare județean, respectiv al municipiului București, format din toți membrii filialei județene din județul respectiv și se întâlnește anual acest comitet sau ori de câte ori este nevoie. De asemenea, tot la nivel județean, Liga Aleșilor Locali va avea un birou politic județean și evident, respectiv, al municipiului București, care este ales acest birou politic de către Comitetul de Coordonare Județean. Pe funcții va exista președinte, prim-vicepreședinț, secretar general, vicepreședinți și 6 secretari executivi. La nivel național, Liga va avea Convenția Națională, care este formată din toți membrii Ligii Aleșilor Locali, care alege biroul politic național și moțiunea prin care se prezintă programul de acțiune și dezvoltare organizațională a Ligii Aleșilor Locali. Tot prin moțiune sunt aleși și președintele, secretarul general al Ligii și această adunare are loc de asemenea anual sau de câte ori este cazul. Colegiul director național este format din membrii biroului politic național, președinții filialelor Ligii, precum și președinții de Consiliul Județean, primarii municipiilor ședință de județ, primarii de sector și primarul municipiului București. Acest organism se întâlnește semestrial, de 2 ori pe an, sau ori de câte ori este nevoie. Ultimul organism este biroul politic național, care este ales de către Convenția Națională și este format, cum am spus și la județ, președinte, secretar general, 4 prim-vicepreședinți, 11 vicepreședinți și 12 secretari executivi. De fapt, vreau să subliniez încă o dată că am încercat și după dezbaterea de ieri din Consiliul Național Director, încercăm să dăm suplețe Ligii Aleșilor Locali și așa cum ieri în atelierele pe care le-am avut, vom încerca să facem dezbatere și să articulăm și să ducem nevoile aleșilor locali
către organismele de conducere ale Partidului Național Liberal și, evident, către cele două grupuri parlamentare ale Partidului Național Liberal. Cam aceasta ar fi prezentarea structurii Ligii Aleșilor Locali din Partidul Național Liberal și, cu voia dumneavoastră, dacă nu sunt observații, o să rog pe domnul secretar să supună la vot această structură. Vă mulțumesc! Ai avut ieri în atelierul de lucru privind incompatibilitățile și conflictul de interese. Am conturat împreună cu colegii noștri primari din țară o rezoluție care va sta la baza promovării de către PNL a unui cod de integritate pentru funcțiile publice. Această rezoluție sună în felul următor. Având în vedere că există în România 275 de acte normative cu privire la regimul incompatibilităților și conflictelor de interese, din care 89 de legi, 42 de ordonanțe, 144 hotărâri de guvern. Codul de integritate pentru funcțiile publice va reuni și simplifica toată legislația în materie. 2. Codul de integritate pentru funcțiile publice reprezintă angajamentul Partidului Național Liberal pentru o echipă curată cu standarde morale. 3. Pentru că succesul unei guvernări vine din coerența măsurilor și seriozitatea echipei, codul de integritate pentru funcțiile publice va garanta integritatea și criteriile pe baza cărora se vor desemna candidații PNL atât pentru funcțiile alese, cât și pentru numirile în funcțiile publice. Codul de integritate pentru funcțiile publice va permite structurarea normelor pe tipuri de demnități numite alese în funcțiile publice, eliminând în totalitate eventualele ambiguități și asigurând aplicarea prevederilor pentru persoanele vizate. Codul de integritate pentru funcțiile publice va asigura aplicarea unitară a legislației privind cele două componente, asigurând tratamentul egal destinatarilor acestor norme, adică colegilor noștri care doresc să candideze în aceste funcții publice. Este nevoie ca în codul de integritate pentru funcțiile publice să se introducă un mecanism de verificare a problemelor de integritate ex-ante, adică în faza depunerii de candidaturi, prin acordarea unui aviz consultativ de către ANI privind funcțiile deținute ce ar putea fi incompatibile potrivit legii. Pentru implementarea codului de integritate pentru funcțiile publice, Agenția Națională de Integritate, precum și alte instituții competente, li se vor asigura resursele necesare. Având în vedere lucrurile pe care vi le-am spus, Partidul Național Liberal adoptă următoarea rezoluție. Partidul Național Liberal consideră că este o datorie a întregii clase politice față de cetățenii care acordă încrederea candidaților să adopte un cod de integritate pentru funcțiile publice. 2. Codul de integritate pentru funcțiile publice va asigura aplicarea unitară a legislației privind incompatibilitățile și conflictele de interese, asigurând tratamentul egal în fața legii. Din aceste considerente, PNL va realiza toate demersurile în vederea concretizării unui cod de integritate pentru funcțiile publice și solicită public tuturor partidelor parlamentare să își exprime poziția față de necesitatea adoptării în regim de urgență a acestui cod. Adoptarea codului de integritate pentru funcțiile publice este o dovadă a asumării responsabilității din partea tuturor actorilor politici. Acest cod va conține în mod clar o serie de principii, dar și măsuri concrete în vederea realizării unui mediu public politic etic și integru. Adoptarea codului de integritate pentru funcțiile publice are printre obiectivele asumate de PNL asigurarea stabilității în administrația publică din România. Codul de integritate, în primul rând, trebuie să fie un instrument preventiv și nu sancționator, care să introducă un control asupra situației existente din partea unui consilier de integritate și să asigure un control ex ante. Actul normativ trebuie să fie adoptat de Parlament până la 1 noiembrie anul curent, astfel încât România să-l poată aplica cu succes la alegerile parlamentare din 2016. Partidul Național Liberal își exprimă deschiderea față de orice contribuții pentru îmbunătățirea acestui proiect pe care le consideră binevenite. Biroul Politic Național al PNL. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Alice, mulțumesc tuturor celor care s-au venit la această rezoluție extrem de importantă.
Mulțumesc, domnule secretar general, doamnă copreședinte, domnule copreședinte, dragi prieteni. Această rezoluție vine să reamintească poziția politică a Partidului Național Liberal față de două lucruri extrem de importante în noua legislație electorală. Sunt mai multe lucruri pentru care ne luptăm, dar două vrem să le reamintim și să le subliniem, și anume modalitatea de alegere a primarilor și numărul de parlamentari pentru cetățenii români din străinătate. De aceea vă propunem următoarea rezoluție. Având în vedere, 1. Adoptarea noii legislații cu privire la alegerile locale, parlamentare și a legii finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale. 2. Susținerea pe care Partidul Național Liberal o acordă fără rezerve unei competiții electorale democratice, în care majoritatea cetățenilor dintr-o comunitate locală trebuie să decidă cu privire la administratorul acelei comunități. Și 3. Necesitatea ca milioanele de cetățeni români din străinătate să beneficieze de o reprezentare parlamentară corectă. PNL adoptă următoarea rezoluție. Partidul Național Liberal își reafirmă susținerea pentru modalitatea de alegere a primarilor prin vot direct de către cetățeni în două tururi de scrutin. Am susținut această modificare a legii în cursul dezbaterilor parlamentare, însă majoritatea PSD-UNPR-ALDE a dat dovadă de un profund dispreț față de principiile democratice și a respins propunerea PNL. Vom susține în continuare acest principiu și, mai mult decât atât, PNL se angajează să reintroducă alegerea primarilor în două tururi de scrutin, de îndată ce va avea o majoritate parlamentară. Partidul Național Liberal constată, încă o dată, că PSD îi consideră dușmani pe compatrioții noștri din diaspora. Tergiversarea legii votului prin corespondență sau intenția de a le introduce o serie de taxe sunt exemple concrete care vin să releve comportamentul PSD. Majoritatea parlamentară controlată de acest partid a împiedicat o justă reprezentare parlamentară a diasporei prin respingerea amendamentului PNL, prin care circumscripția electorală a românilor cu domiciliul sau reședința în străinătate ar fi urmat să fie reprezentantă de 8 deputați și 4 senatori. PNL a depus un nou proiect de lege cu privire la dublarea numărului de parlamentari pentru diaspora și ne exprimăm speranța că toate forțele politice parlamentare vor da dovadă de rațiune și vor vota noua propunere a liberalilor. Mulțumesc! Vă mulțumesc tare mult și eu vreau să-i mulțumesc Cristinei Trăilă, cu care am muncit la acest material, și evident vreau să le mulțumesc celor care aseară au rămas până în jur de ora 8 și la atelierul nostru. În primul rând trebuie să spunem trei lucruri foarte importante cu care deja practic România și administrația publică locală din România s-au obișnuit. Primul ar fi că am solicitat la sfârșitul lui 2013, singura țară din Uniunea Europeană, prelungirea termenului cu 2 ani. Pentru că n-am fost în stare ca în interiorul exercițiului 2017-2013 să absorbim sumele de bani. Al doilea lucru. Suntem de asemenea singura țară din Uniunea Europeană care astăzi, în 19 septembrie 2015, încă nu am deschis și nu am reușit să oferim ghidurile de eligibilitate pe nici un fond european destinat României. Și guvernul este în întârziere cu aproape 2 ani de zile. Al treilea lucru care trebuie subliniat este următorul. Fiecare sau orice ales local are mărginiri în timp. Prima limitare în timp a alesului local este mandatul, care este de 4 ani. A doua mărginire în timp este exercițiul financiar al Uniunii Europene,
care este de 7 ani. România a pierdut deja 2 ani și din exercițiul 2014-2020. Acest lucru ca România de fiecare dată, că acest lucru s-a întâmplat și în 2007, trebuie să recunoaștem deschis. De fiecare dată România începe cu o întârziere de 2-3 ani absorbția fondurilor europene. Sunt câteva cauze. Una dintre ele este birocrația și lipsa instrumentelor necesare absorbției de fonduri europene. Noi am identificat cel puțin una majoră, pe care ieri am dezbătut-o cu colegii în atelierul nostru și vă supunem dumneavoastră ratificării astăzi. Cred că multe, foarte multe proiecte din România sunt în instanțele de judecată. Practic, sistemul judiciar, civil, comercial, administrativ din România nu ne oferă niciun instrument ca să terminăm autostrăzi, canalizare, apă sau orice proiecte, bineînțeles vorbim de proiecte mari, care stau câte 4, 5, 6 sau 7 ani de zile în instanța de judecată. Din aceste motive, cred că se impune ca Partidul Național Liberal să-și asume răspunderea politică și imediat după ce vom prelua guvernarea acestei țări, să luăm câteva măsuri ferme, dar care să modernizeze sistemul de achiziții publice, pe de o parte, și de soluționarea litigiilor din instanța de judecată. Așadar, în primul rând, trebuie adoptat un nou sistem de soluționare a diferendelor și adoptat de urgență un cod al achizițiilor publice, odată cu transpunerea noilor directive în domeniul achizițiilor publice, aflate acum în dezbatere publică până la 16 martie 2016. 2. Trebuie înființat de urgență un tribunal unic al achizițiilor publice la nivel național, format din judecători specializați în materia achizițiilor publice, care să soluționeze din prima zi, când se atacă la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor și până în ultima zi de soluționare a recursului, procesul să nu dureze mai mult de 100 de zile. 3. Trebuie restructurată și profesionalizată Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul achizițiilor publice, actuala ANAP, conferindu-i se independența și autonomia în domeniu. Astăzi, așa cum știți, această autoritate a fost trecută de PSD în subordinea Ministerului Finanțelor. 4. Trebuie creată profesia de expert în achiziții publice, ca ocupație în COR, știut fiind faptul că proiectele de anvergură, cum sunt depozitele ecologice de deșeuri, alimentare cu apă, canalizare, infrastructură rutieră, chiar și sectoarele de autostradă, necesită expertiză de specialitate care să faciliteze implementarea acestora la nivelul autorității publice din România. Trebuie înlăturate, practic, toate frânele din calea absorției fondurilor europene. Toate țările au făcut acest lucru și credem că este timpul ca Partidul Național Liberal să-și ia această responsabilitate. Partidul Național Liberal va trebui să-și asume ca prioritate dezvoltarea economică a României, iar aceasta nu poate fi făcută fără bani europeni. Considerăm că putem face acest lucru pentru că Partidul Național Liberal a mai făcut odată acest lucru, atunci când, practic, a modernizat România. Un ultim lucru asupra căruia Partidul Național Liberal să-și asume răspunderea este un lucru pe care l-am discutat ieri foarte mult timp, și anume problema de cadastru a României.
O problemă spinoasă, o problemă de care toți primarii României, nu numai cei ai Partidului Național Liberal, se bat de ea zilnic, și anume faptul că teritoriul național al României nu este cadastrat. Doamnă copreședinte și domnule copreședinte, credem că Partidul Național Liberal este în măsură să se asume o măsură pe care 25 de ani toate guvernele au fugit de ea, și anume prima întabulare gratuită a unei proprietăți după 1990. Vă mulțumesc! Acestora și după gradul de realizare, după modelul proiectelor europene, este anormal să deschizi 1000 de noi proiecte în timp ce ai proiecte de 70-80% realizate, nu știu, la canalizare, de exemplu, în comune mari, și pentru că nu este o pompă care nu este montată acolo, se colmatează rețeaua și când va fi pusă în funcțiune peste 3-4 ani de zile, nu mai poate fi utilizată. Asigurarea transparenței programului și repartizarea sumelor prin hotărâre de guvern, de asemenea, constituirea unui comitet de monitorizare, din care să facă parte și reprezentanții beneficiarilor, după modelul proiectelor europene. Instituirea unui moratoriu prin care, până la aplicarea acestor măsuri, cel puțin ani de zile, să nu se mai înceapă alte proiecte. Altfel, în afară de faptul că vom arunca banii pe geam pentru proiecte care nu se vor mai termina niciodată, le vom distruge și pe cele pe care le-am început deja în ultimii 6-7 ani de zile. Vă mulțumesc! Bună ziua tuturor, stimați colegi, permiteți-mi să mulțumesc și eu colegii mele Cristina Popora, pentru că împreună am elaborat un document bazat pe argumente și suntem în măsură astăzi să venim în fața dumneavoastră cu mesajul PNL legat de această temă, o temă care vizează întreaga societate românească și în special administrația publică. Am asistat în ultima perioadă la o adevărată întrecere socialistă în ceea ce privește creșterea salariilor. Vedem o disperare a PSD care încearcă să găsească tot felul de amăgiri pentru a rămâne la guvernare. Noi credem că această lege trebuie bazată pe echitate și predictibilitate. Fiecare angajat din sistemul public trebuie să-și poată previziona cariera în administrația publică. Am venit în fața dumneavoastră cu o rezoluție prin care solicităm aleșii locali ai Partidului Național Liberal, în primul rând, desecretizarea și publicarea integrală a proiectului de lege a salarizării unitare, pentru a fi cunoscută de dumneavoastră și pentru a fi dezbătută. Cerem de asemenea consultări publice ample, guvern, sindicate, partide politice, pe acest proiect de lege, pentru a ajunge într-adevăr la un consens larg în societate. De asemenea, dorim să știm impactul bugetar al acestei legi, pe ani și pe surse de finanțare. Dorim de asemenea ca obiectivul principal al acestei legi, salarizarea unitară, să fie, de fapt, reducerea diferențelor dintre salariul cel mai mic și salariul cel mai mare. Și ne dorim, de asemenea, simplificarea sistemului de salarizare al bugetarilor, prin aplicarea unor coeficienți de ierarhizare care să aducă echitate și predictibilitate. Ne mai dorim un lucru foarte important. Ne dorim ca tinerii să fie stimulați pentru a intra și pentru a rămâne în rândul personalului bugetar, prin oferirea unor salarii de încadrare motivante și a unor modalități de promovare flexibile. Acordarea măririlor salariale trebuie să se facă proporțional pentru toate categoriile de bugetari, nu prin măriri diferențiate. Parlamentarii PNL nu vor vota ordonanța de mărire a salariilor demnitarilor și nici aceea care privește aparatul de lucru al Guvernului. Dragii mei,
Eu cred că această lege a salarizării nu poate fi un instrument electoral și le transmitem celor de la PSD acest lucru. Ei încearcă să folosească acest instrument, ținându-l în secret și picurându-l la ședințele de partid, astfel încât să nu primim varianta reală. Eu cred că acest proiect este o necesitate. El trebuie dezbătut, el trebuie cunoscut și asumat de întreaga societate. Din perspectiva noastră, fiecare funcționar trebuie să știe care sunt criteriile de evaluare, cum își poate previziona cariera în sistemul bugetar. Odată adoptată această lege, eu am convingerea că odată pusă în aplicare, ea trebuie să fie corelată cu un calendar bine stabilit și corelată cu o situație reală a economiei naționale. Vă mulțumesc!